Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Sportul Gorjean. În această seară ne concentrăm pe basket și vorbim cu expertul sportiv de la CSM Târgu Jiu, practic omul care conduce destinele secției. Este vorba despre Adrian Roșu. Bună seara, Adrian, bine ai revenit la Sportul Gorjean. Bună seara, Cătălin, bine m-am regăsit. A fost un sezon cu suișuri și coborâșuri pentru CSM Târgu Jiu, sau să zic cu coborâșuri și suișuri, acum am început, nu știu, pentru că am avut și un start de sezon extrem de dificil, dacă mă refer la program. Am terminat pe poziția 12-a, poziție pe care am terminat și în sezonul precedent, deși cu un număr mai mare de echipe acum, da. Haideți să vedem cum a fost în opinia ta acest campionat. Tu care ai declarat că ai vrea să îmbunătățim așa, să fim valoric peste de la an la an. Din păcate nu s-a putut o poziție mai sus, dar au fost meciuri în care CSM-ul a arătat că s-ar fi putut bate acolo, chiar la primele 8. Exact. În primul rând, într-adevăr nu am îndeplinit obiectivul de locul 11, care era minimum, și maximum era locul 8. Pasul în față l-am făcut, dar cumva jumate de pas, pentru că, cum ai menționat și tu, au fost 16 echipe, deci practic au fost mai multe echipe sub noi față de anul precedent, din sezonul precedent. Și consider că am avut cel mai greu start posibil. Adică nu cred că a fost o altă echipă care să aibă un parcurs atât de dificil. Adică 6 echipe erau echipe de play-off. Adică primele 10 meciuri cred că au fost 8 echipe de play-off din anul trecut. Adică le-am luat la rând, practic. A fost un parcurs greu. Am avut, bineînțeles, noroc un pic cu partea cu Sibiu, am zis-o și atunci. I-am prins într-un moment în care nici ei nu s-au descurcat excelent. În schimb, am văzut că au revenit și au prins și play-off-ul. Da. Și au revenit în momentul în care noi eram, mi se pare că am terminat prima jumătate de sezon în fața lor, sau cel puțin. Da, cred că în fața lor am finalizat. Oricum, puțin le dădeau șanse Sibiului să mai revină. Da. Numele de Sibiu îi recomanda să fie acolo, dar sezonul n-a fost... Exact, au început și ei la fel de bine ca și noi. Păi la un moment dat, parcă aveam aceeași linie de clasament când am învins la ei. Da. În schimb, un pic am arătat altă atitudine, consider, față de sezonul precedent, unde luam bătăi la 40-30. Acum au fost meciuri foarte tari, strânse, cu echipe puternice. S-a câștigat destul de greu acasă la noi. Consider că și cu Clujul am fi avut un meci mai strâns dacă ne lăsam un pic să ne apropiem de ei. Au fost vreo 4 momente la rând când aveam șansa să ne apropiem, ne-am și apropiat la 9 puncte, dacă nu mă înșel. Și nu, n-am putut. Zicem că am fost un pic blocați. Deci chiar cred că am arătat atitudine pe teren și cred că a fost un sezon în care am făcut maximum ce s-a putut. Adică nu cred că a fost nimeni să nu tragă ca să încercăm să prindem locul respectiv. Nu cred că am fost cumva sabotați ca să nu cumva să luăm locul 8. Pur și simplu am încercat și în meciuri critice nu am reușit să câștigăm, pur și simplu. Era să câștigăm cu Oradea, în schimb n-am reușit să facem un meci bun cu Focșani acasă, care era un meci foarte important. Dinamo acasă, Dinamo în deplasare, Timișoara acasă și lista poate să continue. Adică am fost, la toate meciurile am fost acolo, chiar conduceam cu 4-5 minute rămase din meci și n-am reușit pur și simplu să închidem meciul. Asta este. A fost un sezon pe parcursul căruia s-au petrecut și anumite schimbări. În basket se întâmplă frecvent această chestiune. Acum ne referim și la lotul de jucători, mici modificări, pentru că au plecat Kevin Allen, Glogovați, dar și la antrenor, poate o schimbare puțin surprinzătoare, dacă este să ne luăm după, să zicem, prima parte a mandatului lui Iordanco Davidcov atunci când a venit la Târgu Jiu. Ce s-a întâmplat de nu a mai continuat antrenorul macedonean? Bineînțeles,
vorba spune că rezultatele țin antrenorul. Corect. Clar a fost, noi după meciul cu Dinamo am știut exact că nu neapărat, doar că nu avem aceeași șanse ca să mai prindem play-off-ul. Adică era foarte, foarte greu din, și după ce meciuri urma să avem, era destul de greu să mai prindem play-off-ul matematic. Și de acolo s-a luat și decizia de a renunța și cumva am și economisit niște bani pentru sezonul următor. A rămas Alionescu pe postul de principal și am rulat sezonul până la final în formula aceasta. Regrezi un moment că ai mers pe varianta Iordan cu David? Eu nu regret absolut deloc niciun moment. Ați văzut cu în prima parte, adică în a doua parte din sezonul precedent, s-a văzut clar schimbarea și în joc și în tot. Chiar nu știu anul ăsta, pur și simplu n-am reușit să câștigăm. Și asta este, ce să facem, așa e, cum ai zis și tu, așa e în sport, așa e în basket, e destul de greu să, dacă ne uităm la Dinamo, au schimbat 3 antrenori. Exact. Adică, na, asta e, se întâmplă. Bun, ce șanse sunt ca în sezonul viitor, unul care se anunță pentru noi la fel extrem de dificil, pentru că suntem totuși o formație cu un buget mic față de celelalte competitoare, să rămână în continuare Claudiu Alionescu pe banca tehnică? Adică știu că mai este până în luna octombrie, evident că planurile vor fi făcute pe parcurs, dar ăsta ar fi scenariul inițial, să rămână tot Claudiu? Da, cu acest scenariu am pornit la drum și acum cu asta lucrăm, ne uităm de jucători, căutăm jucători și români, în principiu români în perioada asta și mai apoi străini. Piața străinilor în momentul ăsta e foarte scumpă și nu suntem acolo încă să ne permitem. Deci componența staffului tehnic va rămâne în mare parte aceeași. Da, componența staffului tehnic va rămâne aceeași la startul sezonului cu siguranță, fără dar și poate. Deci nici nu ne-am gândit să aducem pe altcineva. Momentan consider că a făcut o treabă bună și după plecarea lui Davidkov, că au reușit să mențină. Acum sper să reușim să menținem și startul noului sezon și continuarea, adică și sezonul următor, să reușim să facem lucruri bune. Da. Am văzut că CSM a început deja să prelungească înțelegerile unor jucători români. Va fi un sezon competițional interesant, dar și diferit, pentru că FRB a implementat acea regulă sau va implementa acea regulă cu 2 jucători români obligatoriu pe parchet, se renunță la limita de vârstă, 2 jucători în repriză, un jucător în cealaltă repriză. Cum vezi tu, Adi, aceste, să le spunem, strategii, că până la urmă ei încearcă să crească basketul autohton cumva ale federației? Eu repet, la mine cea mai bună variantă era un jucător, să fie un jucător U23 și un român pe teren tot timpul. Deci cum a fost până acum? Nu, tot timp, tot meciul, cum a fost Cupa României. Tot meciul să fie neapărat 2 români pe teren. Și dacă scoteau regula, nu e nicio problemă, dar tot timpul să fie 2 români pe teren. Ca să poți să-ți crești valoarea, pentru că noi în continuare nu oferim destule șanse, pentru că nu avem unde să-i rotim. Deci ai fost pentru 2 români pe teren, dintre care unul under 23 în permanență. Și dacă ar fi scos U23, nici asta nu m-ar fi deranjat. Deci nu e un deranj, dar să fie 2 români obligatoriu pe teren. Într-adevăr, este un pic nasol, pentru că oricum le-a crescut deja prețul românilor la cer, față de sezonul precedent, unde un junior de U23 putea să câștige mai mult decât un senior titrat, să zicem, pentru că așa a ajutat regula, dar acum profită ceilalți, ca să zic așa. Eu zic că o să fie bine pentru basketul românesc dacă se păstrează regula și cumva o să aibă o linie fixă, pentru că iarăși au schimbat sistemul competițional, nu știu ce nu era bun la celălalt, fiecare cu fiecare, acum au făcut o combinație. Na, nici nu vreau să comentez, e o prostie, dacă mă întrebați pe mine. Dar a fost votat de majoritatea echipelor. A fost votată și prin așa urmare, se va juca. Prin urmare, mergem înainte.
sunt deja niște jucători, așa cum spuneam, care au semnat înțelegeri, Camil Berculescu, Andrei Gheorghe, deocamdată ei doi. Mai este cineva, nu? Da. Adică urmează să semneze în curând. Dar momentan ei au semnat cu semnătura pe foaie. Ceilalți sunt încă-s verbal. Încă nu am ajuns să avem o întâlnire față în față ca să semnăm și documentele. Sunt șanse, nu știu, să rămână sau vă dori să rămână toți jucătorii români care au activat în sezonul trecut aici? Da, ne dorim. Din păcate l-am pierdut deja pe Titus, care a semnat cu Steaua. În schimb, da, vrem să păstrăm toți și juniorii și românii care au fost la noi în echipă și să vedem ce va ieși de acolo înainte. Cât de mult ai pomenit de Titus Nicoară, am avut plăcerea să-l avem invitat și aici, pentru că Titus este un basketbalist cu experiență și un om cu care poți vorbi foarte deschis anumite aspecte. Cât de mult a contat, nu știu, aducerea lui, pentru că a fost adus într-un moment delicat pentru noi, să o spunem, pentru că nu ne ajutau foarte mult jucătorii autohtoni atunci și cum și-a pus amprenta asupra băieților, chiar la Andrei Gheorghe. Citeam un interviu pe site-ul oficial că a încercat să fure ceva meserie de la Titus. Da. Păi e clar, are experiență, e un jucător care a jucat mai mult timp la echipe de top, adică știe exact ce trebuie făcut ca să câștigi, nu e individualist, e un om de echipă, face tot ce trebuie ca să câștigi. E clar, era un plus pentru noi, adică numai experiența lui, aveau ceilalți jucători români ce să învețe de la el. Nu e. Am fost și eu coleg cu Titus, știu ce fel de persoană e. Chiar consider că a fost un plus. Ceea ce ne-a afectat pe noi atunci foarte tare, am și urgentat să-l aducem să joace, a fost accidentarea lui Camil, care, nu știu, a avut o accidentare mai la spate, nici nu mai îmi duc aminte acum, la genunchi, nici nu mai știu. Și nu putea să joace și aveam nevoie neapărat de încă un român care să poate să joace. Și așa că am adus pe Titus. Și na, el și-a făcut treaba, consider, chiar dacă a avut unele meciuri mai... Bine, până și-a intrat în ritm, oricât de valoros ai fi. Eu consider că și-a intrat în repede, după aia a avut un pic o cădere, de formă. Da, și după aia a continuat din nou forma lui inițială. El când a venit primul meci cu Timișoara, dacă nu mă înșel. Și a jucat chiar foarte bine. A dat nici nu știu câte puncte. Presupun că Titus... Și recuperează. N-am avut buget să-l ținem aici sau... Da, în principiu, da. A fost ademenit de o altă formație cu putere financiară mai mare. Noi știi cum suntem. Mănâncă lei mari prima oară și după aia vin cei lasă mănânci. La firmituri. Exact, la firmituri ajungem și noi. Aici ducem discuția în altă parte către un alt jucător esențial în sezonul trecut. Bineînțeles, este vorba despre Porter Trup, care a arătat că, în ciuda vârstei, știe să joace basket, este capabil în continuare să ofere un efort consistent, a prins foarte multe minute, calitățile lui de lider sunt incontestabile, dar întrebarea rămâne dacă mai putem să-l întoarcem din drum, pentru că, întreb asta deoarece la ultima conferință de presă, spunea în felul următor: eu aș mai putea juca un an dacă CSM va face o echipă mai puternică să ne batem acolo la primele 8 locuri, sunt tentat să rămân. Acum, putem să facem asta? Noi clar încercăm să facem o echipă să ne batem la alea 8 locuri. Acum, cum am spus, e destul de dificil pentru că, în primul rând, prețul românilor a crescut. Asta odată. Da? Românii noștri o să aibă o presiune foarte mare ca să poată să joace și să nu cedeze sub presiune și să joace. Și străinii, din nou, trebuie să luăm ceva străini care o să aibă niște calități care ne pot duce să câștigăm meciul. Că până la urmă, majoritatea timpului, cam ei decid soarta meciului. Ori ei te îngroapă, ori ei te scot din... Belele. Da, belea. Eu sper să rămână, discuțiile o să continue, presupun. În principiu așa e ideea, să rămână. Acum el va decide dacă va sta sau nu, dacă va juca sau nu, în primul rând.
Și de acolo vedem cum pot să creăm și noi echipa. Pentru că acum nu o să mai luăm 6 străini, că nu are rost. Unul ar cam freca banca în principiu. Și atunci o să avem 5 străini. Așa avem planul făcut pentru 5 străini. Și atunci o să vedem dacă o să fie, Doamne ferește, o accidentare sau cineva care nu performează, dacă cumva vom aduce la 6-lea să dublăm o poziție. Dar în principiu mergem pe 5 străini și restul români. Sunt jucători care nu v-au mulțumit în partea a doua a sezonului, care cu certitudine nu o să mai continue la Târgu Jiu și mă refer la, nu știu, la străini, adică vă gândiți? Nu neapărat că ne-a dezamăgit vreunul. Sau nu s-a pliat pe stilul echipei? Nu cred că au fost nici care nu s-au pliat. Dar într-adevăr, oricum noi încercăm să ținem câțiva jucători, am încercat de fapt să ținem, dar de fapt am încercat să ținem pe Malik neapărat. Dar a semnat în Cehia acum câteva zile. Deci Malik expus la Târgu Jiu sezonul viitor. Am propus și lui Dylan un contract la încheierea sezonului precedent. El fiind primul an din ieșit din colegiu și primul an peste ocean, a ales să testeze piața, ceea ce e normal și ne și așteptam. Adică nu i-am dublat banii să fie, să zic că gata, stau. Adică nu pot să zic că i-am oferit, nu știu, luna de pe cer încât să-l convingem instant. Adică testează piața și că, na, el în principiu ar vrea să se întoarcă, dar prima oară încearcă și el piața să vadă dacă are și alte opțiuni. Deci pe ei doi neapărat am fi dorit să-i ținem. Brandon, nu știu dacă, nu numai că... N-ar fi el tentat să revină? Da, nu ar fi tentat 100% să revină. El avea ceva probleme oricum la mental. De adaptare aici? Da, avea o problemă de adaptare. S-a văzut asta de multe ori. Inclusiv la meciuri, dacă aveți un pic ochiul format, se vedea la un moment dat când era pierdut mental. Și cam atâta. Porter vrem să rămână, evident. El e un simbol, cum ai zis, aici, pentru echipa din Târgu Jiu. Ahmed, dacă tot am vorbit și, despre toți. Da. Nici Ahmed nu o să mai rămână, clar. Adică nu... nici noi nu ne dorim prelungirea cu el și nici el nu cred că... Adică nu cred că e un sentiment reciproc. Așa. Avea un stil mai neortodox așa, Ahmed, de a juca. El n-ai ce să-i comentez, el tot timpul trăgea 100%. Da, poate da, poate. Doar că, doar nu spun că n-ar fi fost implicat, dar câteodată nu, el tot timpul părea era... previzibil, da. Adică avea schemele lui. Păi atât avea. Avea schemele, exact, lui, schemele, da, lui, care le punea în aplicare niște întoarceri. Exact, și aia tot timpul. Exact, aia tot timpul. Da. Da. Jucător energic. Da. Dacă l-aș putea caracteriza așa. Deci, în principiu, Malik nu mai poate să se întoarcă la Târgu Jiu. Nu, nu, nu. Mai rămâne Dylan să vedem dacă reușim Dylan, să, da, să îl aducem înapoi. Și cam atâta, în principiu. Bun. O să aveți nemuncă ca să... Da, bine, da, ne focusăm acum este luna iunie. Da, nu, ne focusăm să terminăm, să terminăm în cu august românii. În august are loc reunirea echipei. Da, pe 1 august o să încep. Probabil întâi, nu știu, care zi luni de pe acolo. Atunci o să începem. Și, na, o să vedem ce va fi. Prima oară, oricum, ne axăm pe români. Să terminăm lista cu românii. Să știm exact ce poziții trebuie să aducem pentru străini și... Există posibilitatea să aducem și... Pentru că a fost și o oarecare, nu știu, mentalitate poate și din partea celorlalți conducători de la club ca majoritatea jucătorilor români să fie gorjeni. Asta am sesizat eu cel puțin. Da. Există posibilitatea... Bine, e și Andrei Gheorghe, bineînțeles, care a jucat, a arătat și la 3x3 că... Da. Faci o echipă bună cu băieții. Acum există posibilitatea să mai vină un jucător autohton, dar care să nu fie gorjean, că toată lumea se gândește că poate prelungim cu băieții ăștia. Păi clar vrem să prelungim cu toți băieții ăștia. Doar că și băieții ăștia au început să aibă pretenții. Da, bineînțeles. Așa. Nici mă îndeam. Și atunci ne uităm și la ce opțiune avem de a urca în echipa de seniori. Chiar dacă numai să umplem rosterul. Dar ne uităm și la încă două poziții, dacă nu mă înșel. Încă două poziții pentru echipă care sunt români din altă parte. Acum o să vedem, pentru că, cum spuneam,
piața românilor a, mă rog, prețul a explodat. Da. O să fie interesant sezonul viitor din punctul acesta de vedere. Consider totuși că a fost un sezon frustrant pentru anumiți jucători autohtoni. Acum sunt frecvente aceste întrebări. Spunem mereu că fiecare are șansa lui, se pregătește și așa mai departe. Poate valorii că au fost sub jucătorii străini. Eu tot și așa ce am mai învățat, departe. Da? Eu tot ce am învățat din basket este că niciodată nu știi când îți vine șansa. Asta e prima regulă. Asta e ca proverbul acela care se aplică la viață, cu niciodată nu-i prea târziu. Nu, niciodată nu știi când îți vine șansa. Și din cauza că nu ești 100% sau ai orice frustrare sau ceva, în momentul când îți vine șansa, o să știi ce să faci cu ea. Foarte frumos spus, dar există posibilitatea să fii puțin deconectat dacă tu stai pe bancă? Adică poți să cazi în păcatul ăsta să nu fii mereu pregătit 100%? Ba, normal că poți să... Dar, inclusiv străinii când intră pe teren poate să nu fie 100%. Să aibă un meci în care îți vine să-l iei, da, să-l trântești. Da, ca jucător de basket vorbim. Ca jucător de basket. Intră pe teren și îți vine să-i dai cu sticla în cap, că nu are ce să caute. Că așa e. Deci nu asta e problema. Problema e de atitudine. Atitudinea și nici știu cum să spun. Să nu ia totul de bun. Adică eu am muncit, eram în aceeași situație ca ei, inclusiv când am venit la Târgu Jiu, dacă îl mai știi, Rashad Singleton era pivotul, l-au dat afară, l-au adus pe... A fost pivot doar în perioada de pregătire. Da, și l-au dat afară și l-au adus pe Sasha Vujačić pe poziția mea și am rămas fără niciun minut de joc și am început să joc abia în iarnă când l-au dat afară pe Sasha Vujačić. Dacă așa-l chema, nici mai știu dacă așa-l chema, dar cred că așa-l chema. Era Kiel, dacă mai știi minte. Mi-l amintesc, da, shooter. Da. Mă rog, ea avea probleme cu spatele. Și după ce l-a dat afară în iarnă, atunci am apucat, au adus iară un pivot. Poziția 4-5 era Kennerly, Joseph Kennerly. Da, mi-l amintesc. Așa, și din Bulgaria venise, dacă mi-am da, bine. Nu mai știu de unde venise. Pivot american. Mă rog, 4-5 da, american. Da, da, da. Și Wise atunci a venit. Și atunci iar am început să prind să joc și la fel am prins 3 minute, 5 minute, 6 minute. Dar la mine a venit antrenorul și mi-a zis, bă, te-am băgat 3 minute, ai una de 3. Te-am băgat 4 minute, ai încă una de 3. Ai 100% la asta. Vezi că tu meci următor, joci 10 minute. Și când am jucat 10 minute, 0. 0 de 3. Așa că asta e relativ. Ideea e că tu trebuie să fii pregătit și asta e frustrare normal că apare. Toată lumea e frustrat, dacă o luăm așa, inclusiv ăla care joacă. Ăla care joacă e frustrat că, nu știu, nu i-a mers ceva. Până la urmă toți avem, bineînțeles, toți avem frustrări. Ideea să putem să ne controlăm și... Ar trebui să fie oarecum un sezon fără scuze pentru jucătorii români acum cu noua șansă. Nu e vorba doar de... Ar trebui să fie un sezon fără scuze tot timpul. Scuze e cel mai ușor să găsești. Scuze. Deci scuze găsim la orice și repede. La alea nu trebuie să stăm să ne gândim. La soluții stăm și ne gândim. E mai ușor să-și arate acum valoarea ca să o punem altcumva. Sau că pot normal, face față în liga asta. Normal că sunt acum, au șansă mult mai mare să-și arate valoarea, pentru că noi nu avem decât cei de acasă însemnați momentan, câțiva. Până nu întregim lista, deci noi vrem să-i ținem pe absolut toți românii care au fost anul trecut. Titus a căzut de pe listă, rămân restul. Și în locul Titus căutăm să mai aducem ceva din afară. Șansa vine. Ideea e să nu dai tu cu piciorul în ea. Corect. Atât. Hai să analizăm puțin ce s-a întâmplat și la vârful ierarhiei. Bine, și în general, de timpul sezonului, în timpul sezonului, Cluj, campioană meritată, în opinia ta? Fără drept de apel, am spus de la prima emisiune de anul trecut. Că singura echipă care consider că a luat-o în sus e Clujul și restul cumva au avut o valoare mai scăzută. Deși voluntariul s-a prezentat destul de bine, consider totuși că echipa de anul trecut a fost un pic mai bună. A voluntariului? A voluntariului. Bun. Care ar fi surpriza acestei ediții și dezamăgirea acestei ediții, în opinia? Surpriza acestei ediții? Da. Nu știu dacă e vreo surpriză. Surpriza e că au început Sibiu așa prost, cred că e singura surpriză. Și nici dezamăgire nu cred că e. Adică cam așteptam așa. Tot Sibiu. Da. Sibiu a încheiat bine, da. Păi nu, a încheiat bine. Dar așa dezamăgire,
eu sunt dezamăgit că eram acolo la două victorii, trei. Da, se putea, poate mai mult la noi. Exact. Dar așa cum ai spus, dar nu-i față de sezonul precedent în care pierdeam la o diferență consistentă, exact, am arătat altă față. Am fost aproape. Bine, poate asta a fost mai frustrant oarecum pentru suporte, deși sunt convins că le-a plăcut că echipa lor a luptat până în... Dar am pierdut foarte, foarte multe meciuri, mai ales la începutul campionatului, meciuri strânse. Da, dar nu mai venea nimeni în șlapi la Târgu Jiu, relaxat, corect, cu paie în gură. Veneau un pic, strângeau. Mai conectat, se mai antrenau exact înainte de jocuri, da? Păi nu, veneau un pic mai serioși, nu mai erau așa relaxați și vine, hai că-i batem și pe ăștia. Și na. Da. Târgu Mureș și Laguna Shark, te așteptai să promovezi echipele astea? Păi Târgu Mureș știam clar și mă așteptam să promoveze Știința în principiu, dar na. Au avut ei problema lor și a promovat Laguna. Să vedem dacă se și vor înscrie. Din câte am înțeles, dar nu e nimic oficial, am înțeles că s-ar înscrie Laguna. Deci Târgu Mureș sigur urcă. Acum rămâne să vedem. Până nu e oficial. Oficial, ele s-au calificat. Să vedem dacă se înscriu. Este al treilea sezon în care sunt mai multe echipe la start, din ce în ce mai multe. Am jucat în Liga Națională. Eu nu mai țin minte să fi fost 18 echipe până acum, cel puțin de când joc eu basket în România. Cum crezi că va arăta viitorul campionat în condițiile astea? Dezastru. Eu am spus din prima, sistemul competițional ăsta e praf. Adică e praf. O fi bun, nu știu, mie nu-mi place. Adică eu joc numai cu Cluj, cu Rapid, nici mai știu, Dinamo, mă rog. Am lista la birou, nu știu exact acum toată grupa, dar sunt două conferințe. N-are nicio logică. Măcar dacă era, nu știu, conferința de est cu de vest și noi jucăm estul. Creativitatea conducătorilor autohtoni s-a văzut foarte mult la fotbal. Acum am văzut că și la basket au încercat cu tot felul de culori. Acum da, am avut un sistem perfect. Tur-retur. Până acum. Fiecare adică echipă. Asta e un singur sezon. Sezonul trecut sunt a fost turneu. Sunt de acord cu tine. Da. Avem. Deci clar, se vede, vine omul, vede și Rapidul, vede și Ciucu, care se vede și Oradea și Clujul. Acum o să vadă numai jumate, că așa vrea cineva. Deci nu are absolut nicio logică. Joci tur-retur, cu conferință, cu alea, după aia se împart în două grupe. Bine că n-am făcut cu ecuație și cu alea. Aia mai lipsea din format. Acolo sunt conducătorii de la fotbal, ei se ocupă de ecuații și baraje. Eu nu știu, nu mă bag acolo. La basket, într-adevăr, au fost sezoane foarte ciudate, au fost sezoane îmbârligate, am mai zis cu grupe, cu culori, acum văd că se e cu conferințe, nu înțeleg de ce. Când ai un sistem clasic, nu te ții de un sistem clasic. Că până la urmă, vrei tu să fii Einstein și să inventezi tu. Trebuie să iei și exemplu campionatelor mari din Europa, da? Nu știu cine împarte în conferințe, în culori și așa mai departe. Da, mă rog, până la urmă trebuie să jucăm. Vicecampion național la 3x3, contează acest aspect? Păi contează mai ales pentru ei, în primul rând. Adică ei au, cum spuneți, numai jucători români au avut ce Da, numai jucători români. Eu am făcut lotul în principiu, mă bucur că au câștigat, deși au început scârțâind, adică au plecat de pe locul 2 în grupă și după aia au reușit să bată prima echipă din grupa cealaltă și după aia tot au prins un traseu bun și au și câștigat, că au avut meciuri tare, adică au avut meciuri strânse. Noi nu facem antrenamente la 3x3. Adică nici nu mă așteptam, nici noi când am fost la 3x3 n-am făcut niciun antrenament de 3x3, adică am jucat un 3x3 la antrenament și noi foloseam schemele noastre și atât. Asta a fost tot antrenamentul înainte să mergem la turneu și totuși am câștigat. Corect. Tot. În principiu eu mă bucur că am obținut și acum participăm la 3x3 în weekendul ăsta. Este campionatul național outdoor acum, ăla a fost indoor, acum e campionatul național outdoor. S-a unit Federația cu Sport Arena în sfârșit și acum dacă participi la Sport Arena ești luat și în calcul la turnele, la campionatul Federației și o să fie un turneu final la un moment dat, făcut, organizat de către Federație și sper să obținem și acolo un rezultat bun la turneul final. Până atunci trebuie să adunăm doar puncte și sistemul din 3x3 e mult mai diferit, cu cât mai multe puncte aduni, cu atât ai un traseu mai ușor să te duci, în ghilimele, mai ușor
să te duci în, în finală. Pași importanți și în basketul feminin? Da, da, da. Am luat, a existat un progres evident, adică așa a apărut? Este un progres clar, inclusiv la fetele de U16, care au jucat anul la U18 și la anul sperăm să, să reușim să menținem echipa și să participăm și la U18 ultimul lor an, cum ar veni. Și echipa de U13, grupa lui Rai, care a obținut locul 5 la turneul final, care a fost aici organizat la Târgu Jiu. Na, îmi pare rău că nu, că nu am câștigat acolo un pic, chiar dacă mereu spun că cei mici trebuie să se distreze pe teren, adică nu, nu am nicio așteptare, dar în momentul când stai și te uiți la meci, vrei să câștige. Păi de asta se uită oamenii la meciuri. Exact. Dar în principiu m-am bucurat că am văzut atitudine la fete și că bătăioase și rele. Ce nu mi-a plăcut, că au ratat al naibii de multe libere. Al naibii de multe. Aia ne-a și pierdut meciul. Asta practic. Până la urmă e chestiune de antrenament. Nu știu dacă era de antrenament sau pur și simplu de emoții și de... Păi sunt fetițe până la urmă. Corect. Adică, na. Mai e până, adică aici se rodează, sper că la anul din asta am învățat și acum sper că cât timp eu vorbesc aici, ele, nu știu, se uită cum să arunce libere și sunt în curte la Tudor mâine dimineață și aruncă libere, nu știu, nu știu. Eu asta aș fi făcut în locul lor, le-am zis și lor. Cât de mulțumit ești, Adi, de activitatea ta ca expert de secție până acum? Nu, acum nu vreau nici să mă laud și nici nu... Nu știu, eu sunt mulțumit de mine acum, nu știu dacă eu ar trebui să răspund la întrebarea asta neapărat. Ar fi și culmea să nu fiu mulțumit. Eu cred că am realizat ceva totuși în basket, având în vedere, cel mai mult mă raportez la buget. Cu bani mulți e destul de ușor să faci ceva frumos, cu bani puțini e mai greu și asta e și satisfacția când reușești să faci ceva cu bani puțini, este că cumva... Na, din condiții mai grele ai reușit să supraviețuiești, să zicem așa. Adică e o satisfacție în plus. Acum, estimativ, cam al câtelea buget crezi că o să avem din 18 echipe? Cam pe unde ne încadrăm? Acolo, la coadă, la 17, 16. Bun. Laguna are salarii mai mari ca la noi aici. E foarte important. Doar că iau mai puțin străini. Bineînțeles că întrebarea... Nu știu cât o să se pune întrebarea asta. Cât o să vii aici? Până o să mă vezi pe teren, probabil. Da, cât o să fac plăcere și mai bine la emisiune. Întrebarea este, dacă te gândești, bineînțeles, mai ales acum când este vorba de mai multe minute pentru jucători autohtoni, adică și impuse de Federația Română de Basket, dacă te gândești că poți să ajuți echipa și de acolo, bineînțeles, nu știu dacă vei fi și remunerat, că aici a fost o discuție la tine, fiind și expert discuția, de secție. Aia e discuția principală. E discuția ideea, principală, e, ideea e că nu sunt neapărat să... N-am fost niciodată, adică să joc eu 30 de minute, să fiu neapărat să joc eu, să fac eu, să etc. etc. Inclusiv dacă vă aduceți aminte, am renunțat și la rolul de capitan acum 2 ani, pentru că eram și expert și capitan și era cumva aiurea, nu mă interesează. Era un conflict de interese. Nu neapărat conflict de interese, dar lume, eram, bineînțeles, eram forțat prea, termenul. Eram prea, dacă scriam un CV, aveam prea multe titluri. Era un pic prea mult și am preferat să fie altcineva capitan și cumva na, să ne rodăm, să fim toți, să meargă echipa până la urmă. Așa că nu m-ar interesa exact că vin, intru. Eu știu că atâta timp cât intru, dacă aș intra, mi-aș face datoria și aș arăta cât pot eu de bine echipa. Acum asta nu înseamnă că am intrat eu pe teren și gata. Lucrurile s-au simplificat. Eu sunt LeBron James și rupem stilul, dar în principiu... Ray Allen, că tu ai zis că da, Ray Allen, exact. Mai mult șută. Ray Allen s-ar putea să fiu, că nu mă arunc. Dar LeBron și să iau, să mă apuc eu să creez jocul de basket, nu, nici n-a fost calitatea mea principală și nici nu o să fie, dacă n-a fost până mă acum. Mă bucur că nu e exclus total această variantă. Adică nu e exclus total, că... Sunt unele speranțe să vii pe teren. În sinea mea mi-aș dori în continuare să joc, cum am spus. Adică mi-am dorit, nu mi-aș fi dorit niciodată să mă las, dar nu pot să nu pot să mă sacrific total
și sacrific mai ales timpul cu familia în momentul de față, cu copilul, cu toate astea. Nu pot, pur și simplu. Adică basketul e... Știu că cum e... viața e un joc și basketul e serios, dar totuși nu pot să sacrific timpul cu familia, da, pentru... O să vedem până la urmă, pentru că mai este timp până atunci, vedem. Crede-mă că nu știu dacă dorm o noapte în care nu mă gândesc, bă, dacă vin, fac, cum să fac. Asta e, de ce să spui atâtea întrebări? Da. Știi că e mai bine să nu spui atâtea întrebări. Da. Bun, spre final de emisiune, știu că organizai frecvent campuri de basket, în vara asta va mai avea loc da, astfel de eveniment? Da, o să am acum, de pe 20 până pe 26 iunie, tot la aprilie. Deja s-au terminat înscrierile, cum mai prea târziu, la anul. Cine se uită la noi și vrea să vină. Anul ăsta o să participe și Porter Troop la... am împărțit în două campuri. O să fie unul strict pe aruncare, gen formă, jocul de picioare, etc. Din aruncare și 5 zile la generalul cu skill-uri, cu dribbling, cu 1-1, 2-2, 3-3. Și toate jocurile astea, tot 7 zile ține, e la aprilie. Cine vrea să ne vină să ne vadă, invitat, poate să intre, bineînțeles, achitând intrarea acolo. Și, na, asta. Și mai vreau să mai fac unul pe 40 iulie la Ciuc, acasă la mine, în fostul liceu, unde am crescut eu practic ca jucător, și acolo o să mai am un camp anul acesta și cumva încep să am în plan să organizez cumva și pe perioada de iarnă campuri de weekend, cum ar veni. Am înțeles. Și ca ultimă întrebare, mai există sau există posibilitatea, pentru că am avut Supercupa României la Târgu Jiu la basket, un spectacol foarte antrenant între Cluj și Voluntari, mai există posibilitatea să vedem astfel de competiții naționale la Târgu Jiu? Ai mai vorbit cu federalii sau mai au ei în calcul? Cu siguranță, orașul ei nostru? vor să deja de fapt am și hotărât să facă. Au și streetball, să nu uităm. Da, nu, vor să facem centru de juniori aici. Și, na, sunt de acord. Centrul adică de junior, ce ar presupune asta? Centrul de excelență, adică să vină să se antreneze aici loturi naționale și toate cele. Deci, avem infrastructura necesară pentru... Avem infrastructura necesară, am în vedere că nu se încurcă cu ea de la școală, că dacă vin aici, clar nu merg la școală. Și atunci avem unde să-i băgăm în sală. Acum și noi avem probleme pe timpul școlii cu sălile, fiind și CSS-ul și CSM-ul și handball-ul. Da, exact. De asta am și întrebat. Da. Deci e bătaie pe săli. Nu avem de ce să ne ferim de acest lucru. Dar de obicei când e perioada cu loturile, dispunem de posibilități să-i lăsăm să se antreneze. Adică să oferim condiții pur și simplu loturilor să se antreneze. Bun, Adrian, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea din această seară. Îți urez multă baftă alături de CSM Târgu Jiu și mi-ar plăcea să te revăd și pe parchet. Sper. Nici nu știu, sincer. Da, o să vedem, că văd că încă te frământ acest gând. Mă frământ, asta e drept. Bun, domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Eu sunt Cătălin Pasăre, ne revedem în fiecare marți. Până atunci, să aveți o săptămână reușită.